Oh, yeah.
Praise be the Lord. Amen. Blessed be his name. Amen. Glory be to God. We are once again here all together, in the house of the Lord, but in another place. We all say together as one church, blessed be his name. Amen. Glory be to God. Dear brothers and sisters, it's truly a blessing to see another wonderful, beautiful, sunny day. Another wonderful day that God left and gave to you on this earth so that way you could come and praise his name. Glory be to God. Dear brothers and sisters, today is obviously youth service. You will be seeing more and more of the youth preaching. May the Lord Jesus Christ put his Holy Spirit into their hearts and may he speak through them. Glory be to God. Hallelujah. Dear brothers and sisters, if you open your scriptures with me to Mark chapter 16, verses 15 through 20, may we all stand and give respect to the scriptures, where it says, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. So then, after the Lord has spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached the gospel to everyone. The Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Glory be to God. Hallelujah. As we're standing right now, dear brothers and sisters, may we call the Lord's presence. Let's go into a prayer where we truly open our hearts in front of God and we say, dear God, we are here. We are not perfect, but we are the way we are here. And we are calling upon your name. We are calling upon your Holy Spirit to come over all these preachers that are going to be up here. We are calling upon your Holy Spirit to work in our hearts, in our lives. We are calling upon you to be the leader in our lives and to guide us on the path of the straight and narrow. In Jesus' name, may God help us. Seated. After this, right now, we're going to have Nathan Cristiano sing us, sing, and then after this, Emmanuel Patrick will have a message, and may Jesus Christ help us. Amen. Amen. Hi guys, I'm Nathan. I go to Agape Bible Church, but I'm really good friends with Johnny Sintigozan and all the whole Usu family. I was here on Friday night, and then they invited me to come sing and
and worship with you guys on Friday night. So here I am. I'm not going to my church, but that's okay. And tonight I will be singing I Am Not Alone. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți lucrătorii pământului, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slave Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți Dumnezei, căci toți Dumnezei popoarelor sunt niște idoli. Dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feții Lui. Slava și podarba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnul slavă și cinste, dați Domnului slavă cuvenită numele Lui. Aduceți
darul de mâncare și intrați în curțile lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoaba sfinte. Tămurați înaintea lui toți lucrătorii pământului. Frați și surori, vreau să binecuvântez pe Domnul în cea seară, împreună cu dumneavoastră, cum spune așa în versetul 4, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți Dumnezei. În acest lume, noi știm cât este mulți Dumnezei care oamenii în acest lume au creat, dar ei sunt morți. Al nostru Dumnezeu este viu și în veci de veci. Aleluia! Aleluia! Și așa cum spune tot în Psalmul 18, la versetul 3, spune: laudați să fie Domnul și sunt izbăviți de preșmașii mei. Și azi mai rămas pe inimă de la dimineață Psalmul 103, care și-a citit-o frate John, unde spune: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine se binecuvântează în numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fărgelegele tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătății bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Încântez. Noi, așa cum spune la primul versete, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine se binecuvântează în numele Lui Cel Sfânt. Tot ce este în mine se binecuvântează. Adică tot ce este în tine se binecuvânteze numele Lui. Și cel mai important care este în tine și în mine e inima. Domnul Iisus Hristos vrea inima ta și mea ca să îți proslovească numele Lui. Să dăm inima noastră lui Dânsul. Pe al mea, aceasta e El ce vrea. El ne binecuvântăm pe Domnul pentru că El ne-a dat, El ne-a păzit, El ne-a crutit. Acum eu am gătit cu școală și graduez în marți. Și o stare, slava Lui. Eu sunt tare bucuros că am lucrat tare mult și El ne-a crutit. Și spune că noi auzăm pe nuz, că este o groază ori între care cu școlile în America, dar El ne-a păzit, El ne-a crutit, El ne-a păzit la lucru și avare de accidente și la școală. Hai să dăm, laudăm pe Domnul cu toată inima. Și acum noi intrăm într-o rugăciune cu toată biserica și apoi frate George să voi ruga. Când tu zici cuvinte, când tu zici cuvinte, suflete
Chega um pouco aqui, caralho! Se não me encerraram um pouco, só fico aqui, que eles estão lá, que puta, Netão! Que procuraram, cara! Que empurraram, Netão! Aleluia! Aleluia! Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea Ta care Tu o faci, Doamne, printre noi. Pentru, Doamne, tot ce Tu ne-ai dat, Doamne, pentru că Tu ai mișcat inima fiecărui tânăr, Doamne, și pentru că Tu, Doamne, ai binecuvântat toți lucrătorii, Doamne, și pentru lucrarea Ta care a început aici, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai lucrat la inima fiecărui tânăr, Doamne, Iisuse, și pentru că Tu le-ai dat putere, Doamne. Îți mulțumim pentru frații și surorile care stau în jurul nostru. Îți mulțumim pentru părinții noștri, Doamne, care Tu ne-ai dat și ne-a crescut pe noi, Doamne. Îți mulțumim pentru frații păstori și pentru fiecare, Doamne, care ne subține și ne ajută, Doamne. Doamne Iisuse, Te rugăm în continuare să ne binecuvântezi, Doamne. Te rugăm, îndură-Te de cei bolnavi, Doamne, în casa Ta. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu te-ai îndurat, Doamne, de Darius și de alți bolnavi, Doamne, de alți bolnavi în casa Ta, Doamne. Tu ai lucrat și Te rugăm în continuare să lucrezi, Doamne, în continuare și să vindeci pe toți bolnavii, Doamne, din mijlocul nostru, Doamne. Binecuvântează lucrarea aceasta, Doamne. Te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt să fie la lucrare și să ne conducă, Doamne. Pune Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze pe fiecare, Doamne, care a intrat aici, fiecare inimă și fiecare, Doamne, gând, Doamne. Tu să, Doamne, să ne cercetezi și să ne miști inimile noastre, Doamne, să ne ațintim privirile, Doamne, la Tine, Doamne, de unde vine îndurarea, Doamne, de unde vin toate lucrurile. Doamne, noi îți mulțumim, Doamne, și ne încredințăm în numele Tău. Rămâi cu noi, Doamne, iar noi vom rămâne aproape de Tine. Amin. Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. So the youth will have a song, and after that, Abu Ursu will have a short message. Vida.
Praise be the Lord. Amen. Today I'm going to be reading Mark chapter 16, verse 17 through 20. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons, they will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So that after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Dear brothers and sisters, Jesus Christ is alive and is all-powerful. If we believe and obey our Lord Jesus Christ, we will have the power of Jesus Christ. Amen. In the end, we must be like the disciples of Jesus. In the end, we must believe and preach God's word to all people. May God bless us all. Amen. Amen. God bless you. May God bless you. Brother Allen. May Jesus Christ give you more and more, and the Holy Spirit speak more and more through you. Amen. I just want to touch on a couple things how it says here in verse 17 and 18. It says, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and they will, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Glory be to God. This is the power you get when you believe in God, when you put your trust in God. Because when you put your trust in God, you don't put your trust in something that fails. You don't put your trust as in technology or in money, it will fail you, or in people that will disappoint you. You put your trust in something that in 2,000 years, his power has not once subsided. He is the Alpha and the Omega. He's the beginner and he's the ender. His name is Jesus Christ. Glory be to God. Dear brothers and sisters, how amazing is it that if you drink anything deadly, it will not kill you. If anything comes towards you and tries to harm you, it will fall down. As it says in Psalm 91, 8,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Why? Why? Because the Lord Jesus Christ is upon you. That's why. Because you put your trust in something that doesn't fail. Because you put your trust in something that's living. Because you put your trust in the one and only God that is living. Glory be to God. Glory be to God, dear brothers and sisters. We'll now have Brother Andre come up and say a message, and then Jesus Christ help us all. Amen. Praise the Lord. Amen. I'll be reading from Matthew 28, verses 18 through 20. And Jesus came and spoke to them and saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. I am with you always, even to the end of the age. Dear brothers and sisters, our God, our Lord Jesus Christ has all the power in heaven and on earth. Jesus commanded us to make disciples of all nations and preach his word to all people. Dear brothers and sisters, we must make our God known to all people so that they can have salvation. In the end, we must put all of our faith in our Lord Jesus Christ, who can give us power to make disciples. May God help us all. Amen. Amen. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you, brother. Amen.